înainte de a începe prezentarea mea, aș vrea să-i mulțumesc lui Cristi, îmi pare rău că e acasă, aș fi vrut să-i mulțumesc personal, pentru că mi-a dat ocazia să mă îmbrac și o corochie, din martie nu prea s-a mai întâmplat lucrul ăsta, să, port high heels, să-mi aplic un lipstick și, mă rog, dacă ați fi fost aici în sală, v-aș fi întrebat voi cum ați tranzitat perioada, cum stați cu kilogramele, cum stați cu emotivitatea, dar cum? Lăsați, lăsați. La, la kilograme, cred. Uh, e bine, elefantul ăsta nu vorbește despre kilograme. Uh, e, de fapt, un call to action sau un invite al meu să nu ignorăm elefantul din viețile noastre. Uh, și elefantul din mixul ăsta de comunicare și de marketing, elefant care se numește COVID-19, și de ce zic să nu-l ignorăm? Pentru că am văzut așa că tranziția asta dinspre lockdown, către starea de alertă sau relaxare sau cum vrem să le numim, a avut așa cam două faze. Una în care absolut toată lumea a contextualizat tot ce se putea legat de COVID și una în care parcă nimic nu s-ar mai fi întâmplat și am revenit la un optimism debordant, la o super efervescență, un super vibe și iată că cred că ne paște un alt lockdown. Uh, ei bine, un alt lucru, uh, un alt îndemn, de fapt, cu care aș fi vrut să încep, uh, e că ar trebui să ne îndepărtăm cumva de conținutul ăsta format din 5 bullet points sau rețeta de succes pentru, nu știu, whatever. Uh, în general, abordarea asta de tip rețetă, nu duce pe termen lung la niște campanii foarte insightful. Uh, și atunci rugămintea mea e să-mi îngăduiți puțin, nu foarte multe minute, până când îl vom avea alături de noi și pe Marius Manole și să trecem împreună uh, printr-o serie de lucruri, printr-o serie de observații care au mai degrabă izi antropologic, dar care ne aduc mai aproape de niște insight-uri care ar fi putut fi foarte frumos și eficient exploatate în campaniile cu influencer sau în campaniile overall, dar pe care nu prea le-am văzut, de fapt, aplicate. Um, și m-aș uita un pic la um, sau aș porni cu următoarele premise, ce e de fapt advertising-ul și aici în niciun caz nu facem o, o definiție standard și nici nu cred că ar trebui să ne uităm la acest advertising foarte standard dar ar trebui să nu uităm niciun moment că advertising este de fapt un actor social. Ce înseamnă că e un actor social? Înseamnă că pe de-o parte are argumentul audienței, pentru că vorbim de niște audiențe considerabile, mai ales dacă ne uităm un pic la bugetele care sunt investite în domeniul ăsta Uh, și pe de altă parte are și argumentul schimbărilor comportamentale. Este un actor care este capabil cu adevărat să, să producă aceste schimbări comportamentale. Pe de altă parte ce mai este advertising și se pare că nu am înțeles prea bine în perioada asta marcată de coronavirus, este că este un organism viu, adică este un organism care intră în permanente relații de schimb cu tot ceea ce, ce are în jur. Ce înseamnă asta înseamnă că, uh, practic. Pentru a um, înțelege mai bine despre ce e vorba, ar trebui să ieșim cumva din pătrățica noastră că suntem strategi, că suntem creativi, că suntem brand manager și să vedem cumva mai larg procesul și dacă îl vedem în, în zona asta mai largă sau mai profundă, o să vedem că lumea asta nu a venit cu noi convenții. Noile convenții de natură societală, de fapt, s-au transformat într-o nouă conduită civică: purtăm mască, ne salutăm de la distanță, râdem împreună dar a separa, și așa mai departe. Iar cele de, de natură personală s-au transformat, de fapt, într-un filtru prin care reușim să metabolizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Prin urmare, chiar și înainte de COVID existau o anumită tranziție în care eram. Uh, și aici v-am uh, pus un citat care mi se pare mie că surprinde perfect ceea ce se întâmpla cu noi și ceea ce se întâmplă în continuare și care are foarte multă relevanță și care vorbește despre această societate a noastră, care este o societate lichidă. Bauman, care uh, a fost unul dintre cei mai mari sociologi cu un, un fin simț antropologic, spune așa că trăim într -un, în ceea ce se numește liquid modernity. Ce înseamnă acest liquid modernity? Înseamnă că ne preocupăm de tot ceea ce este imediat, mai de grabă decât ceea ce e pe termen lung, ne, ne, ne îndreptăm tot timpul către tranzitoriu, adică către o devenire continuă, nu ne mai luăm un pic de timp să stăm cu noi, să ne gândim la noi, să vedem ce avem în jurul nostru uh, și atunci trăim într-o uh, cultură a consumului și a posesii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, ne definez două forme de consum. Uh, consumul ăsta ca formă de posesie înseamnă că Întotdeauna am doresc să-mi cumpăr ceva, indiferent ce, că e o mașină, că e o pereche de pantofi, că vorbim de un apartament, nu contează ce, pentru că e de fapt o metodă de a-mi alina anxietatea. Pentru că în această alergare continuă, de fapt, noi dezvoltăm o serie de anxietăți și de angoase. După care avem consumul continuu ca formă de împlinire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trăim într-o societate a sprintului. Alergăm în permanență după ceva. Dar nu este suficient să atingem acel ceva că odată ce l-am atins căutăm o altă țintă și o altă țintă și o altă țintă și practic satisfacția asta individuală dispare pentru că ne focusăm pe o achiziție continuă. Ei bine, în, în această lambada, cocojambo, cum, cum vreți să-i spuneți, a apărut COVID-19 și cumva ne-a ne cam stricat așa perspectiva sau ne-a cam oprit din alergare și cumva de la sprint a trebuit să ne îndreptăm către un maraton. Ce a însemnat asta mai exact? Înseamnă că acest experiential marketing, care era absolut nelipsit din toate briefurile pe care le primeam, s-a transformat în stay safe. Acest să livrăm experiențe, pentru că și limba română săraca suferea foarte tare în ultimul timp, a devenit stay home. Să fie instagramabil, pentru că da, trăim cultura instagramabilului, a devenit împreună vom învinge. Ceva de festival s-a transformat în susține medicii, iar ceva cu influencer s-a transformat în donăm. Donația asta care devine un capital social pentru branduri, capital cultural chiar. Bun. În felul ăsta am trecut cumva de la advertisingul ante pandemic, adică de la societatea sprintului, cum ziceam, la o societate care a marcat cumva trecerea brutală la o lume închisă. La o lume închisă, care a trebuit cumva să gestioneze pe de-o parte trăirile noastre interioare, cât și cele exterioare. Și nu a mai existat lumea tuturor posibilităților, ci a, a, am ajuns cumva la lumea închisă în spații limite, limitate și limitative. Prin urmare, tot ceea ce era orientat către show-off, pentru că asta trăiam, a devenit cumva un universal al anxietăților. Toate rutinele pe care le experimentam cumva s-au restrâns la spațiu domestic, la casă, la acasă. Și uh, am ajuns la această, uh, în această paradigma a schimbării. Ce ar trebui să înțelegem din această paradigma a schimbării sau cum ne uităm, de fapt, la proces? Ar trebui, în primul rând, să ne uităm la advertising și să vedem în ce măsură el a înțeles aceste tranziții și a metabolizat toate procesele astea în produsele sale creative. După care ar trebui să ne uităm puțin la noi, pentru că tot timpul vorbim despre consumator, dar, cumva, cred că ar trebui să... Să tratăm totul cu mult mai mult humbleness, pentru că acel consumator, de fapt, suntem și noi consumatori, este un om ca și noi, care a trecut prin aceste schimbări și care și-a schimbat ritualurile de consum, modul de interacțiune cu anumite produse sau poate că la unele a renunțat complet. Și ar mai trebui să ne uităm la cum acest spațiu domestic, care ermetic fiind, ne-a cam estompat creativitatea, cum s-a tradus asta și în campanii. Există o nouă stilistică a advertisingului pandemic sau nu? Și am observat că, de fapt, de la misiunile brandurilor care erau foarte ample până la apariția COVID, cumva totul s-a atrofiat așa într-o cadență dictată de închiderea completă a spațiului exterior și amplificarea spațiului domestic. Și, practic, chestia asta a venit cu un nou univers semantic. La ce uh, m-am uitat pe parcursul prezentării și de, din ce am putut scoate de fapt insight-uri care să ne ajute, um, cumva au fost două întrebări. Pe de o parte, în ce măsură brandurile au internalizat toată tranziția asta lockdown-ului, pe de altă parte, ce s-a întâmplat cu consumatorul, adică există cumva un răspuns între ce au făcut brandurile și nevoia consumatorului sau există pur și simplu o disonanță? Și o să încep cu uh, această mantră a industriei de advertising care a marcat pandemia, și anume Dunat Gău Dark. Dunat uh, Do not go Dark a însemnat să comunici. Acum, și comunicatul ăsta cu orice preț, nu știu dacă e un lucru bun, deși, pe de altă parte, dacă nu comunici, este în mod clar un lucru rău și pe termen scurt și mediu și lung. Uh, pe de altă parte, uh, cumva am oscilat între un contextual și un oportunism pe care consumatorul a sesizat. aici aș face o paralelă cu ce prezenta Andreea ceva mai devreme. Noi vedem că față de anul trecut, când eu tot uh, promovam direcția asta de cultură și conținutul și influencerii care um, cumva aveau niște ancore în zona culturală, scoraseră foarte bine. Foarte multă lume mi-a sărit în cap și a zis, a, lasă-ne cu cultura ta, cu educația. Anul ăsta. În față au ieșit cumva direcțiile astea mai pragmatice, dar nu au ieșit pentru că oamenii nu și mai doresc practica ancorele astea de sens. Au ieșit pentru că efectiv au fost bombardați cu mesaje. Și atunci când ești bombardat cu mesaje și toată lumea vorbește despre altruism și spirit nobil și donat și așa mai departe, atunci ai senzația sau dorința de a face un pas în spate pentru că ți se pare că e prea mult. Um... Iar în majoritatea campaniilor am, am avut următoarele instanțe. Pe de-o parte, consumul care a devenit, de fapt, un serviciu public realizat de către eroi pentru eroi. Uh, și acum e o, a fost o noutate, de fapt, pentru Advertising, care cumva rămăsese într-o zonă mercantilă și pre pragmatică. Brusc ne-am întors cumva la o comunicare care instrumentalizează valori. Și avem tot felul de. Uh, headline-uri, slogan -uri, să le zicem celebre, tu cumperi, noi donăm, cărămidă cu cărămidă devenim mai buni, Brus bunătatea se pare că din nou devine o, devine o valoare socială, după care avem statul acasă ca virtute socială, statul acasă în sens de, uh, în semn de altruism, stăm în bârloc, stăm acasă, stăm acasă și îi protejăm pe cei dragi, stăm acasă pentru cei dragi nouă. După care avem socializatul digital și înțelegerea altruistă și mobilizatoarea lui împreună. Separați, dar împreună, prietenii adevărați se văd zilnic, dar online, nu te grăbi, urmează o vară întreagă de momente de respiro. Inclusiv moștenirea ancestrală o avem în prim plan, tradițiile ne unesc ca popor și ne definesc chiar și atunci când nu suntem împreună. După care suntem din nou bombardați de o cultură a igienei și a igienizării cultura instagramabilului care, cum ziceam, era nelipsită din briefuri, a fost cumva înlocuită de niște vizualuri sterile, pauperizate, ale universului spălatului și curățeniei. De ce? Pentru că atunci când ne spălăm pe mâini, ne arătăm că ne pasă din nou revenim la altruism, revenim la solidaritate. Solidaritatea pandemică și promovarea eroului colectiv. Asta e cu tot o noutate, pentru că societatea anterioară, cum o definea Bauman, acest liquid modernity, de fapt vorbea despre eroi singulare. Eroul ăsta colectiv nu și are locul în societatea modernă, pentru că nu îl promovează nimeni. E bine, brusc, sănătatea este importantă și pentru mine, dar și pentru noi toți. Fiecare zi care trece, transformă oare cât va mai dura în eu cum pot să ajut. Ajut implicarea face diferența, suntem aici, suntem de departe, mai apropiați ca niciodată, împreună suntem aici, împreună suntem mai puternici. Dar, după tot acest episod de igienizare sau solidaritate și așa mai departe, avem și un optimism nemărginit și o voie bună, pentru că brusc, așa cum v-am zis, s-a făcut trecerea de la totul va fi bine, avem încredere, stăm acasă, că și viața va fi frumoasă. Ei bine, advertising-ul în, în tot tabloul ăsta a devenit acest coach de serviciu, care, de fapt, și-a propus să crească exponențial civismul audienței, dar și-a propus brusc, nu a pregătit neapărat terenul, pentru că fix din lockdown și-a a avut inițiativa asta a ajuns și în zona de optimism incurabil, care declara că totul va fi bine. Pe de altă parte, am observat o serie de încercări stilistice și semantice ale campaniilor de advertising care ne-au făcut, de fapt, să constatăm o uniformizare a acestei industrii, pentru că advertisingul pandemic a devenit, de fapt, o piesă de teatru repetitivă. Era desfășurată pe aceeași scenă, cu mici schimbări de scenografie și poate noi distribuții în rolurile principale. În rest, moroles era cam același lucru. Cam vorbit de roluri principale, o scurtă recapitulare. Avem conduita civică responsabilă, stay safe, stăm acasă, solidaritatea ca soluție salvatoare, împreună, separați, dar împreună, scut pentru spitale. Grija ca valoare generațională, din nou, e o noutate și aici mă refer la cumva tranziția dintre părinți care aveau grijă de copii, acum copiii au grijă de părinți, considerându-i persoane vulnerabile, protejându-te protejându pe tine, îi protejezi pe cei dragi. E grija pentru persoane vulnerabile, cum ziceam, din grijă pentru cei dragi. Recunoștința, din nou, ne-am adus aminte de recunoștință acum, brusc, poate ca anterior în... Ne mai aduceam aminte de 8 martie, de ziua mamei, cam atunci era cu recunoștință. Acum, în schimb, aveam atenția focusată pe medici. Mulțumim medicilor, eroilor din prima linie. Eroi colectiv, cum spuneam. Cam asta au făcut brandurile. Dar ce au simțit consumatorii? Ce am simțit noi? De fapt, cum s-a transformat acest consumer journey? Ei bine, consumatorul... Nu știu cât a verbalizat acest new normal, care este de fapt un eufemism și el nu există, că noutatea normalitatea nu e nici nouă, nici veche. E de fapt un construct social. Ceea ce trăim este sau nu este normal și definim noi o chestie extrem de subiectivă. E bine, această nouă realitate a venit cu un cumul de spații, de stări, de responsabilități și de condensarea acestor lucruri într-un spațiu destul de claustrant, respectiv acasă. Timpul pare mai lung, dar nu și mai liber, e cumva fracturat de coexistența mai multor activități și mai multor roluri pe care le jucăm simultan. Dar în, în, tot, acest, în tot această poveste, cred că lucrul care de fapt ne-a afectat cel mai tare și ne afectează în continuare, era strict legat de această lipsă de predictibilitate. Lipsă de predictibilitate care nu a încercat cumva să fie rezolvată din ce am analizat în niciuna dintre campaniile de advertising. Practic, această realitate uh, a venit cu schimbări majore, dar nu neapărat în, uh, în modul de lucru, ci în propriile, uh, propriile rutine, propriile experimentări. Aveam, am, am avut de-a face, practic, cu noi negocieri relaționale. Ce înseamnă negocierile astea relaționale? Înseamnă că, indiferent de tipul relației, că vorbeam de doi adulți, trei adulți, de copil adult, cumva s-au produs niște mutații. Și ceea ce, de fapt, noi defineam ca fiind rutină cotidiană, uh, a dispărut. De la practicile corporale, de la drumul până la serviciu, practic toate aceste lucruri care ne dădeau un respiro sau care ne dădeau cumva direcția acestei normalități pe care anterior o simțeam cultura materială sună foarte pompos, lucrurile stau de fapt foarte simplu. Spațiile domestice devin laboratoare sociale. Ce înseamnă laboratoare sociale? Înseamnă că tot ceea ce am făcut în interiorul celor patru, 16, pe whatever, câți pereți, um, au marcat cumva niște schimbări comportamentale, niște schimbări atitudinale. Um, vor, am tot vorbit de, cu, de cultura instagramabilului. Acum, cumva, acest instagramabil a fost înlocuit de Zoom. Sau de Zoomurile cu bibliotecă în spate. Sau cu cu dezumurile, cu obiectele pe care ți le așezai cu grijă pe lângă tine sau le alegeai cu grijă, pentru că, de fapt, erau niște ancore identitare ale tale. Ei bine, spațiul domestic, de fapt, a reprezentat un spațiu steril, dar sigur. A însemnat și claustrare, și, cumva, casa a devenit un surogat de lume. Lucru care. A fost perceput evident foarte nenatural, pentru că casa nu poate fi un surogat de lume, ok, poate fi ancoră, poate fi un refugiu, dar nu la modul acesta de surogat. Și am zis că într-un univers bruiat de angoase, de știri, de anxietăți, Edward ul de fapt, s-ar fi putut preocupa de explicarea creativă a acestor transformări ritualice. Adică să mențină cumva un climat socio-individual pe cât se poate de sănătos. Ei bine, apropo de cultură materială, avem și cultura proximității. Ce a însemnat asta? A însemnat că, de fapt, în peisajul ăsta apocaliptic, cam singura interacțiune pe care o aveai cu spațiul exterior era interacțiunea cu spațiul din jurul casei sau blocului. Și atunci orice element din proximitate devenea un reper vizual și parte dintr-o rutină pe care încercai cumva să ți-o recapeți. Fie că ne-am plimbat câinele de 10, de 15 ori pe zi până când a obosit, fie că pur și simplu ne uitam, ne uitam pe geam, cumva acest panotaj stradal, asta e un, practic o documentare vizuală făcută de mine pe, pe timpul pandemiei, iar ce vreau să spun e că acest panotaj stradal devenea de fapt un obiect social, un facilitator de conversație, dar brandurile au ales cumva să renunțe la el și de ce au ales să renunțe? Păi, cred că în primul rând din simplu a, argument al eficienței, nu mai aveam traficul de altă dată și atunci ce sens ar mai fi avut? E bine ar fi avut un sens pentru că dacă ne-am uitat cumva cu mai multă îngăduință și atenție la ceea ce ne înconjoară, am fi văzut că un panotaj de genul acesta ar fi putut fi singurul tău element de, de legătură sau ancoră de sens pentru consumator pe care ar fi văzut-o, spre exemplu, când își plimba câinele sau când pur și simplu se, se uita pe. Ei bine, ajungem și la empatie, apropo de cum ne uităm la lucrurile din jurul nostru. Empatia, la fel ca și loialitatea, de fapt sunt niște valori care se probează. Nu sunt subiectul unor exerciții de show-off. Și atunci a demonstrat că îți pasă, înseamnă mult mai mult decât a-ți plasa spotul peste tot pe unde poți, că vorbim de TV, că vorbim de digital. Și a spune că ești împreună. Adică nu e doar un exercițiu demagogic, ar trebui ca omul efectiv să simtă că ești acolo și că îți pasă. Apoi, un alt lucru uh, extrem de important a fost zona asta definită prin, prin practici uh, corporale. Ce înseamnă? Înseamnă că, odată cu suprapunerea asta a spațiului domestic cu, cu cel profesional, cumva toate ritualurile de îngrijire au fost scurcircuitate. Ce înseamnă această scurcircuitare? Uh, înseamnă că, dacă nu ne-am mai machiat, nu ne-am mai ales hainele cu care să mergem la birou, nu ne-am mai parfumat, zona de senzorială fiind la fel extrem de importantă, Cumva, toate lucrurile astea au fost delistate și odată cu deprioritizarea lor, de fapt am deprioritizat timpul pe care ni-l alocăm nou. Cum se traduce asta și mai mercantil pentru uh, marketing? Se traduce prin faptul că, spre exemplu, dacă luăm un parfum, dacă noi nu am mai comunicat în niciun fel parfumul și ceea ce înseamnă el prin senzorial, prin uh, cumva reperul la memorie uh, pe care îl face și așa mai departe, uh, cu timpul acest obicei riscăm efectiv să fie cumva uh, abandonat să putem și putem vorbi chiar de o, clas, de o declasare a produsului, evident, pe termen lung. Uh, după care avem o, o multitudine de cartografii emoționale, ca să le zic așa, din perioada pandemiei. Practic, odată cu închiderea acestui univers al tuturor posibilităților, se produc o serie de mutații. Mutații care, de fapt, creează ori noi obiceiuri de consum, ori abandonează cu totul anumite comportamente de consum. Și atunci, pe fondul fricilor, al incertitudinilor, a incapacității de a face predicții, apare, de fapt, și lipsa dorinței de acțiune. Apropo de experiențe, um... Ele erau, de fapt, moneda de schimb a acestei societăți a, a sprinturilor. Uh, și erau, de fapt, la fel cum zicea Bauman, uh, niște mecanisme compensatorii de, de împlinire. Nu neapărat că fugeai de ceva, dar îți doreai ceva. Ei bine, aceste experiențe au fost prea puțin înlocuite. Poate așa cum spunea Andreea și de asta și impactul uh, concertelor mutate în digital, al evenimentelor mutate în digital, Au avut un foarte mare impact. Pentru că oamenii își doreau, de fapt, aceste mecanisme compensatorii de împlinire. După care avem această responsabilitate socială și nu, nu este surprinzător că nu a mai ieșit la fel de bine ca anul trecut în, în acel funnel, în momentul în care bombardez brusc oamenii cu, cu aceste mesaje repetitive, Uh, nu doar că devii lipsit de credibilitate, dar se pare că îi mai decredibilizezi și pe alții care au o istorie în, în zona asta. Și atunci advertising devine un actor social cu un spirit civic acut, dar cumva uh, e o indexare pe care și-o asumă, probabil că nemeritat, pe alocuri. Și atunci avem de la icrele de pește, bănci, supermarketuri, bere, toate au vorbit despre civism și despre importanța uh, implicării. Uh, inclusiv investițiile brandurilor au fost resemnificate conceptual, nu mai erau investiții, nu mai erau bugete, ele deveneau donații uh, și am zis că a existat și există încă o linie extrem de fină între oportunism și, și spirit nobil. Prin urmare, universul consumatorilor, cum am, am spus, a fost restrâns la practicile proximității. Rutina și ritualurile antepandemice, care sunt, de fapt, esența funcționării noastre, firește au dispărut și odată cu ele și componenta lor curativă. A te duce până la birou nu înseamnă doar asta în trafic. Sunt o serie de stimuli cu care interacționezi și, cumva, care îți alimentează ziua și îți dau o anumită normalitate misiunile și promisiunile brandurilor care erau extrem de ample până la apariția Covid, încetul cu încetul s-au atrofiat într-o cadență cum ziceam dictată de închiderea spațiului exterior. Am trecut de la societate extrovertă ca ideal la societatea introvertă ca necesitate, iar advertising-ul a devenit, de fapt, foarte sărăcut stilistic și semantic, pentru că am avut cumva de-a face cu un inventar destul de auster de teritorii de comunicare, iar reperele vizuale au fost arhiuzate și cumva exploatate destul de, de brutal ca să revenim cumva la influencer marketing, dar mi s-a părut extrem de, de important preambulul ăsta lung. Influența are un rol, influența și influencer marketing au, au un rol vital în, în ceea ce înseamnă comunicare. De ce? Pentru că Oamenii se duc către influenceri pentru că își doresc o voce autentică. Pentru că îi admiră, pentru că sunt credibili cei pe care au decis să-i urmărească, pentru că le oferă o, o siguranță și o securitate. Și atunci este foarte important ca influența asta să, să o privim ca pe ceva foarte autentic și corect. Adică dacă în brand purpose-ul tău sau... În campania pe care îți dorești să o faci, consider că ai niște valori similare cu ale influencerului X, e bine să te duci la omul ăla, evident, urmărind ceea ce face și făcând ți temele extrem de bine, dar să lași să facă ceea ce știe mai bine. Nu cumva să-i frazezi tu capsionurile și să-i spui exact ce are de, de comunicat. Uh, și am, am ajuns și la conținutul de tip 5 bullet points, trec rapid prin ele. Uh, Influencer marketing -ul poate fi clar o alternativă pentru ceea ce am numit a fi un tsunami de, de clișee pe care le-am văzut în, în campanii. Pentru că, desigur, cu toții am văzut introurile cu trăim vremuri extraordinare, nemai întâlnite, dar suntem împreună, dar vom reuși. Ei bine, alternativa la aceste edur clișeu și la aceste frazări de cele mai multe ori stângace pot fi influencerii, dar și aici, atenție, am vrut cumva să rămân în zona de good cap și să nu amintesc cumva exemplele care nu sunt izolate și care au apărut și în pandemie cu niște derapaje de destul de grave ale influencerilor, dar eu prefer să, să numesc acei creatori de conținut cumva sau să-i să categorizez diferit și, și nu în zona de, de influencer, ci de pur și simplu niște creatori în anumite zone, în anumite comunități. Ce mai pot fi influencerii și cum am putea să-i folosim? Ei ar trebui să fie niște trigare pentru momentele de receptivitate. De ce momentele de receptivitate? Pentru că între, în atâta solidaritate, altruism și, și action-uri similare, cu siguranță un influencer care are un mesaj și care are un background poate să-ți ofere ție acel moment de receptivitate în care tu poți să-ți pui nu doar povestea brandului, poți de fapt să-ți transmiți mesajul într-un mod autentic. Ce mai poate fi? El poate să fie un vector de empatie. De ce? Pentru că puterea exemplului funcționează foarte bine. Mai bine dacă, decât dacă tu brand ai încuraja ca oamenii să facă o donație. Cu siguranță funcționează asta mai bine dacă ai un influencer. Dar un influencer cu un bagaj în spate și cumva care este validat și de comunitate, dar care este validat și ca tine și de tine ca om de comunicare. Uh, ce mai poate fi influencerul și cum ar putea, am putea să-l folosim? Pe am putea, în primul rând, să-l folosim ca un antidot pentru ceea ce denumim short read formats. Uh, dacă a făcut ceva bun pandemia, deși cumva uh sună așa, nu știu, foarte bizar și pe alocuri poate să fie inclusiv tautologic în anumite contexte, e faptul că am descoperit că putem acorda mai multă atenție și putem aloca atenție atunci când există ceva de interes pentru noi. Nu întâmplător, în, în studiul nostru au ieșit extrem de bine podcasturile. Bizar, am spune, pentru că e vorba de, de un timp considerabil mai mare pe care omul alocă pentru a fi atent mesajului. Dar el nu este atent, de fapt, la un simplu mesaj de brand, el este atent la o poveste. Și atunci, dacă tu îl captivezi sau dacă îi spui ceva relevant și interesant, dacă vii cu un alt fel de conținut, atunci acest short read format se, se transformă într-un long, long read format. Iar asta o poate face extrem de bine un influencer, și avem foarte multe exemple, inclusiv un studiu când am analizat, am avut observația asta. Și ultimul bullet point. E legat de inovație. Inovația asta, la fel ca și autenticitatea, sau la fel ca și interesantul, pot fi niște indexări foarte sterpe dacă n-au și ceva în spate. Asta e cumva un lucru la care țin foarte mult și pe care îl discutăm și noi de foarte multe ori în agenție. Um, există un fetiș al dashboardurilor, să avem cât mai multe Excel-uri, cât mai multe tabele, să vedem care sunt follower și ce au adus, câte like-uri, câte view Ok, și ce facem cu toate lucrurile astea? Le luăm în brațe, le punem într-o raportare, demonstrăm că am bifat pe N followers, viewers și așa mai departe. Și mai departe, ce facem? Conversia nu este atât de mercantilă sau dacă vrem să construim ceva pe termen lung, nu trebuie să ne uităm așa. Conversia poate să însemne și o schimbare atitudinală. Conversia poate să însemne dacă pe un optuz la ai trans transformați și l-ai făcut într-o persoană mai bună, sau nu că l-ai făcut o persoană mai bună, dar măcar i-ai deschis ochii, i-ai arătat și o altă perspectivă. Conversia asta, în primul rând, ar trebui văzută calitativ. Atenție, nu spun că dashboard-urile și cifrele sunt proaste sau că sunt de ignorat, nici de cum. Avem n sunt foarte valoroase, dar fără omul din spate, fără o înțelegere profundă, fără acest simț antropologic sau acest common sense, să-i spunem, lucrurile astea sunt cumva în zadar. fie care agenție vine cu tipul ei de dashboard, vine cu tipul ei de raportare. Ok, dar mai departe contează omul și contează felul în care aceste cifre sunt transformate în insight -uri. Dacă ne uităm strict cantitativ la ele, cu siguranță nu vom face nimic. Bun. Și cam atât am avut eu pentru astăzi. Vă mulțumesc. Cipi vă transmite salutări.